Stimați prieteni, dacă tot am început vara astronomică încă de ieri, hai să ne lansăm într-un dans lunatic, mai ales că avem toate motivele. Ne vom bucura pentru Ginia. Salut! Salutare! Bun venit la prima oră! Mă bucur să vă văd pentru prima dată. Am înțeles că ai foarte multe motive de bucurie. Da, foarte multe. Așa, un câte, complex. Câte școli ai absolvit vara asta? Liceu, în primul rând. Așa. După care școala de muzică. Așa. Școala auto. Da. Și deja piesă nu am lansat. Cum să nu fie asta așa o bucurie? Deci ai dat și bacul? Da. Și cum te-ai descurcat? A fost bine, a fost bine. E la fel de stresant ca acum 20 de ani să dai bacul? Sincer, nu știu cum a fost acum 20 de ani, dar nu e mai greu decât un test la școală. Adică, luând în considerare faptul că m-am pregătit toți acești ani, adică a fost. Okay. Ai luat note bune? Nu știu încă notele, o să le spun după, pe vreo 27, îmi pare. La ce ai fost cea mai bună la școală? Top 3 obiecte. La română, istorie, engleză, cred că așa. Și mie astea îmi plăceau, ce coincidență. Bine, că am ales geografia, crezând că o să-mi iasă mai ușor la bac, dar a fost mai dificil cu debitul apei, cu da, multe astea, cu calcule și matematice și ne-am oprit. Școala muzicală. Așa. Ce școală ai absolvit? Stârcea, de la Botanica. Am făcut un instrument muzical? Da, 5 ani chitară am studiat-o, după care pianul 2 ani, deja operă, adică canto academic, canto popular, canto estradă, solfege, literatura muzicală. Știi să cânti și operă? Un pic. Asta e dificil, îți trebuie predispoziție. E foarte interesant. Da, presupun că trebuie să ai o anumită predispoziție. Eu tare mult am vrut să încerc și am învățat. Ah, fain, felicitări! Și cursuri auto ai finalizat? Da, mi-a luat permisul. Ce categorie? D, E, F? B. B, deocamdată, da. Deocamdată, da. Pe motocicletă n-ai curaj? Vreau, tare. Vrei? Vreau și motocicletă și permis, tare, tare îmi place. Bine, și după ce am concluzionat cu toate aceste succese ale Giniei, haideți să vorbim despre Dans Lunatic. Este o piesă nou-nouță și îmbrăcată și în videoclip, ca de obicei, de frații Spoială. Da, sigur. Pentru voi este nou-nouță, dar de fapt are o istorie lungă, să zic așa. Așa. Un drum parcurs foarte interesant de vreo, să zic, 3 ani, dacă și nu mai mult. Da. Am scris-o într-o seară, așa, momentul în care te îndrăgostești așa foarte naiv și copilărește. Și nu aveam curajul să-i arăt cuiva, adică eu am scris-o, e una dintre primele piese, în general, scrise de mine. Și nu, ea a stat acolo undeva ascuns, pentru mine era cumva așa foarte rușinos, așa, știi, că vreau să mă sărut. Ceva personal, da? Da, 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 și mă gândesc, păi cum așa, da? Dar ce să se gândească lumea, dar cui oare i-am dedicat? Da, ai mei ce o să zică? Da, 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 dar le-am arătat-o, noi cumva de la piesa asta și s-a început colaborarea cu Spoială Bravers, eu le-am arătat-o lor. Lor le-a plăcut mult piesa și au zis că uite, o să o facem. Și deja în sfârșit a venit momentul când o lansăm. Bun, videoclipul s-a filmat aici pe loc? Videoclipul, da, l-am filmat la Fetești, la noi în Moldova. Era o zi, vai de capul nostru, ploioasă. Noi am ajuns acolo și cum s-a întâmplat? Că am ajuns la dealul ăla, cum să zic, cariera. Și noi vedeam un drum, că era un drum acolo direct cu glod, dar fiind plouat, era imposibil să ajungem acolo. Da. Și au fost băieți, au căutat tractor dimineață. Și vine tractoristul, până l-au găsit, el s-a trezit și vine la noi și ne spune: a, băieți, dar este alt drum acolo, așa tot asfaltat. Și noi, a, uite cum se poate de făcut. Dar în schimb, ce experiență, da? Ai găsit un tractorist. E dificil. Da, și ploua și noi ne rugam, te rog, să obrească ploaia. Bine, și ce planuri cu acest videoclip? Trebuie promovat? Sigur, eu tare mult sper că ascultătorii o să aprecieze munca noastră, o să dea like-uri, share. Are ceva vizualizări pe YouTube? Până când, na, este piesă nouă scoasă, adică poate e cam de vreme să facem niște concluzii, dar eu tare mult sper că o să se ridice și poate să devină. Numele tău deja e cunoscut, adică oricum majoritatea o să zică, ia să vedem ce piesă mai are în Ginia. Ce videoclip nou. Să da, eu tare sper. Ginia, noi îți urăm mult succes, mulțumim că ai venit în această dimineață. Știm că e problemă cu traficul, dar, mă rog, trebuie să ne obișnuim și cu astea. Și noi îți urăm mult succes cu vizualizările pentru Dans Lunatic. Salutări fraților Spoială!